Au fost găsite două cataloage cu notele lui Emil Cioran. Imagini în premieră imediat la Observator. Iată acum reperele ediției. Arena Păltiniști se va inaugura la jumătatea lunii decembrie. 5 pârtii așteaptă pe schiori. La Ocna Sibiului au fost inaugurate două investiții, o sală de sport și o grădiniță. Astăzi, actorii din Ghost Rider 2 filmează pe centura Sibiului. Nu se știe dacă va participa și Nicolas Cage. Descoperire prețioasă la Rășinari. În podul școlii generale au fost găsite două cataloage cu notele lui Emil Cioran. Toată lumea credea că aceste documente au dispărut de-a lungul timpului. Surpriza a venit în timp ce profesorii arhivau dosarele vechi aflate în podul școlii. Cele două cataloage erau ascunse sub o grindă printre alte materiale didactice vechi de zeci de ani. Cataloagele s-au păstrat într-o stare impecabilă. Erau ascunse bine de vreme ce nimeni nu le-a găsit până acum. Aceste materiale erau depozitate în acest pod, peste care aceste materiale erau acoperite de hărți vechi din perioada 50-55 și spre bucuria noastră, iată, am găsit niște documente extraordinare care acum ne fac mândrie școlii. Protocol de clasificațiune și absențe. Așa se numea catalogul între anii 1917-1920, când Emil Cioran învăța să scrie și să citească la școala din Rășinari. Emilian Cioran, pe numele trecut în catalog, portare morală 1, diligență 1, caligrafie 1, aritmetica 1, media generală 1. Nu vă imaginați că ilustrul filozof era un elev mediocru. În acele vremuri, nota 1 echivala cu nota 10 din zilele noastre. În 1919, Emil Cioran era elev în clasa a 3-a, avea 1 pe linie. În clasa a 4-a a învățat aproape la fel de bine. A avut o singură medie de 2, la fizică. Nota 1 o întâlnim peste tot la Emil Cioran, înseamnă că era un elev eminent. Pe lângă nota apare și calificativul, sau calificațiunea, cum se numea în perioada aceea, dar observați, peste tot are distins. Era cea mai mare calificațiune din acea perioadă. Cele două cataloage vor fi păstrate la loc de cinste, mai ales că an de an oameni de cultură din toate colțurile lumii vin la Rășinar să vadă locul în care s-a născut Emil Cioran. Am rămas uimiți, întrucât nu se știa absolut nimic de aceste cataloage. Urmează, ca pe bugetul de anul viitor, să amenajăm un spațiu securizat, care să fie deschis publicului larg. În timpul curățeniei generale, profesorii au descoperit și un catalog de pe vremea când la școala din Rășinari învăța Octavian Goga.